Cineva se întreba la un moment dat, oare de ce ne-a pus Dumnezeu urechile pe exteriorul capului nostru? V-ați întrebat lucrul acesta? Puteau să fie în interior, da? De ce sunt pe exterior? Și concluzia la care a ajuns acest filosof amator, o concluzie de altfel logică și bună, este că probabil că Dumnezeu a intenționat să-L ascultăm pe El cu urechile noastre decât să ne ascultăm pe noi înșine. Că dacă le-ar fi pus spre interior, ne-am fi ascultat doar pe noi. Și adevărul este că dacă privim la tendința noastră naturală, oricum, deși avem urechile pe exteriorul capului, este să ne ascultăm doar pe noi. Fiecare dintre noi, până la urmă, trăiește într-un microcosm, care, într-un cosmos din ăsta personalizat, care este capul nostru. Sunt tot felul de gânduri, de idei, de voci care sunt amestecate înăuntru capului nostru și acolo trăim. Și dacă lucrurile care sunt prezente acolo sunt bune, sunt adevărate, atunci vedem lumea într-un fel și acționăm într-un fel. Dar dacă ceea ce este prezent în mintea noastră, dacă vocea noastră interioară este alterată prin ideile care ne-au corupt, prin greșelile care s-au introdus în gândirea noastră, atunci intervin tot felul de probleme în viața noastră. În acest pasaj, în Isaia 50, tema cu care suntem confruntați sau mesajul care Dumnezeu îl aduce poporului său este unul de ascultare. Începe în primele versete, în primele trei versete, prin a mustra pe poporul lui Dumnezeu pentru neascultarea lor. Ei au ajuns împietriți, au ajuns în așa fel încât își astupa urechile ca să nu îl mai asculte pe Dumnezeu, deși Dumnezeu le vorbea. La un moment dat, în versetul 2, li se spune că Dumnezeu a strigat către ei. Pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Și Dumnezeu vine în această mustrare și îi confruntă și spune: de ce nu răspundeți? De ce nu mai ascultați? Când Dumnezeu vorbește, așa începe pasajul, așa vorbește Domnul. Unde este cartea de despărțire prin care am izgonit pe mama voastră? Dumnezeu postulează înaintea poporului un divorț. Faptul că există o separare între poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Între el care este mirele și poporul care este mireasa. Și poporul nu mai este în relații bune cu Dumnezeu și nu mai ascultă de glasul mirelui. Dumnezeu vine și îi mustră și spune: de ce nu răspundeți când vă strig? Nu sunt eu suficient de puternic? Nu sunt eu suficient de competent? Nu sunt eu suficient de înțelept ca să vă răscumpăr? În contrast cu neascultarea lor, în contrast cu răzvrătirea lor, Dumnezeu prezintă din nou, așa cum am văzut și data trecută, un portret a robului Dumnezeu care este ascultător, care este desăvârșit, care este într-o relație perfectă cu Dumnezeu. Și îl prezintă pe el, din nou, ca și soluția acestui popor răzvrătit. Poporul este răzvrătit, poporul este înstrăinat de Dumnezeul lui, de mirele poporului și soluția, în primul rând, nu este ceva care poporul va face, ci este robul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, care este soluția perfectă pentru imperfecțiunea noastră. Ca tare, în primul rând, în contrast cu neascultarea lor, în contrast cu faptul că ei își astupă urechile ca să nu audă cuvântul lui Dumnezeu, Isaia prezintă pe robul lui Dumnezeu ca și un rob ascultător. Ne va prezenta în acest pasaj patru portrete sau patru ipostaze acestui rob, dar toate sunt ancorate în această idee a unui rob care ascultă de Tatăl. Din nou, în contrast cu poporul care nu mai asculta. În primul rând, robul lui Dumnezeu este prezentat ca și un rob ascultător. Versetul 4 ne spune: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea, să ascult cum ascultă ucenicii. Robul este un ucenic învățat de Tatăl. Și această învățătură, care a primit-o pentru că a ascultat, i-a dat o limbă iscusită, o limbă pregătită, o limbă iute, chiar am putea spune. Cu ce scop? Pentru că dacă noi am avea o limbă iscusită, am folosit-o poate într-un fel nepotrivit. Am taxat repede pe oricine ar greși. Uitați cu ce scop
A dat Dumnezeu robului această limbă iscusită, care și-a însușit-o prin ascultarea lui. Există o muncă, între ghilimele, care s-a depus ca robul să ajungă să aibă această limbă iscusită. Dar cu ce scop? Ca să știu, spune el, să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Evanghelia ne cere, fraților, să fim învățați. Evanghelia necesită ca să fim educați din cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți fi un ucenic al lui Hristos chemat să meargă să ducă mesajul lui Hristos altora și să fii neînvățat. Poți fi fără școală, poți fi fără facultăți, poți fi fără tot felul de lucruri care lumea aceasta le consideră învățătură, dar nu poți fi ignorant față de cuvântul lui Dumnezeu și să fii un ucenic. De aceea, biserica întotdeauna va fi un instrument didactic, un instrument de învățătură. Misiunea numărul unu a bisericii, care o avem din marea trimitere, este să învățăm pe oameni să păzească tot ceea ce ne-a poruncit el. O biserică sănătoasă va fi marcată de un accent aproape obsesiv pe învățătură. Va vrea să fie studiu biblic, va vrea să fie cât mai multe ocazii în care să predice cuvântul, va dori să fie momente în care membrii bisericii să interacționeze, să pună întrebări, să se întâlnească, să discute. Întotdeauna o biserică autentic preocupată de Evanghelie va fi una în care învățătura primează. Pentru că robul lui Dumnezeu, Hristos, ne arată necesitatea de a fi învățați. Ca să avem și noi o limbă iscusită. Să avem și noi cuvinte înțelepte ca să le dăm celor doborâți. Nu ca să dărâmăm, ci să înviorăm și noi pe cel dărâmat. Nu doar să criticăm, deși este nevoie câteodată să criticăm, ci ca să venim și să înviorăm. Iar aceasta, avea această limbă iscusită, avea aceste cuvinte înțelepte, necesită o ascultare de Dumnezeu. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Cum ascultă un ucenic? Un ucenic este preocupat de ce spune stăpânul. Un ucenic este interesat. Un ucenic nu vrea să rateze ceva. Un ucenic ia notițe. Un ucenic face asta în mod consecvent. Nu ești ucenicul cuiva dacă te duci odată. Ai auzit că este undeva un maestru foarte bun într-un anumit domeniu și te-ai dus odată, l-ai întâlnit odată, ți-a ținut o lecție și gata, ești ucenicul lui. Nu, în fiecare zi te duci înapoi la maestru acela și spui, ce o să mă înveți astăzi? Vreau o nouă lecție, vreau să învăț ceva nou de la tine. Spune-mi o nouă informație. Ucenicul este consecvent în ascultarea lui. Dacă nu avem ce spune și nu este așa că de multe ori nu avem ce spune celor care sunt doborâți, celor care trec prin suferință, celor care se află în bezna lumii acesteia, stăm lângă oameni care sunt pierduți, care sunt devastați de necazul lumii acesteia și nu știm ce să le spunem. Dacă nu avem ce să spunem celor doborâți, este pentru că întâi n-am ascultat noi. Pentru că dacă ne-am fi petrecut fiecare zi din viața noastră ascultând de Tatăl nostru, am avea acum vorbe alese pentru cei care sunt doborâți, pentru cei care sunt nenorociți. Dacă am fi ascultat și înțeles mesajul Evangheliei care a venit prin robul Domnului, atunci am venit cu acest mesaj, pentru că limba noastră ar fi pregătită, buzele noastre ar fi pline de mesajul Evangheliei. Și am spune, am un mesaj pentru tine, am un mesaj pentru cel doborât, am o veste bună pentru cel nenorocit. Aceeași veste care am auzit-o și am ascultat-o și care mă preocupă în fiecare zi a vieții mele, vreau să o împărtășesc acum cu tine. Dar dacă nu ascultăm, dacă nu suntem preocupați, când stăm lângă cel dărâmat, când stăm lângă cel nenorocit, când stăm lângă cel pierdut, nu avem cuvinte pentru el. Întâi trebuie să deschidem noi urechile. Întâi trebuie să fim noi ucenici ca să putem să mergem să facem ucenici. Întâi trebuie să ascultăm noi cuvinte alese, ca să avem cuvinte alese pentru alții. În al doilea rând, robul lui Dumnezeu nu este prezentat doar ca și un rob învățat, un rob ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, ci este prezentat ca și un rob care suferă. Versetul 5 și 6 ne-l prezintă pe Hristos ca unul care suferă. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraji înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața
de ocări și de scuipări. Învățătura, nu este așa, din experiența noastră proprie, merge mână în mână cu suferința. Lecțiile care le-am învățat cel mai clar s-au învățat prin suferință. Este mult mai ușor ca să învățăm din greșelile altora și din suferințele altora și din cărți, da? Se pare că preferăm, sau cel puțin este mai eficient, să învățăm prin suferință. De asemenea, Hristos a fost și El învățat, cu ghilimele de rigoare, învățat prin suferință. Autorul cărții către evrei ne spune în Evrei 5:8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Hristos nu doar că a învățat primind informațiile acestea de la Dumnezeu, dar a experimentat prin suferință aceste lucruri. Ascultarea lui Hristos a dus la suferința lui. Există o cauză și efect între ascultare și suferință. Datorită faptului că a ascultat de cuvântul Domnului, a fost dispus ca să sufere orice ocară, orice suferință. Pentru că ceea ce Dumnezeu i-a spus robului, pentru rob a fost adevărat, a fost important și l-a propulsat spre această suferință. L-a făcut dispus ca să sufere. Apostolul Pavel ne spune în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 8, că el, Hristos, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Observați relația de cauză și efect între, versetul 5 din textul nostru, Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit. La ce nu s-a împotrivit? Păi în primul rând nu s-a împotrivit la deschiderea urechii, la învățătura care a primit-o, la cuvântul care i-a fost transmis. Dar aceasta este direct legat de ceea ce urmează. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau. Și ne întrebăm de ce ar face el lucrul acesta. De ce ai face lucrul acesta și n-ai face ce este normal? Să eviți suferința. Noi ne petrecem toată viața noastră încercând să evităm suferința. Un mare filosof zicea că majoritatea timpului nostru, efortului minții noastre, este petrecut evitând să ne gândim la moarte. Tot ceea ce facem în viața noastră este să nu ne gândim la faptul că ai putea să mori în orice moment. Ne preocupăm cu tot felul de ambiții, cu tot felul de hobby-uri, cu tot felul de distracții. Și toate acestea, până la urmă, există să ne distragă mintea, gândirea de la adevărul că am putea să murim în orice moment și că moartea este inevitabilă. De ce? Ce l-a propulsat pe robul lui Dumnezeu ca să nu fugă de suferință, ca să nu fugă de moarte, ci să o îmbrățișeze? Și răspunsul este pentru că Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea. Există o cauză și efect între învățătura primită, între cuvântul lui Dumnezeu și disponibilitatea robului de a suferi. Ceea ce Tatăl i-a spus, misiunea care a fost prezentată, care a fost încredințată robului, a fost așa de prețioasă, așa de importantă, încât robul de bunăvoie, după ce a primit acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, a fost dispus să sufere orice ocară. A privit la batjocura care stătea în față, a privit la suferința trupească, la suferința spirituală și a zis, pentru că am primit aceste promisiuni, pentru că am primit acest plan, aceste informații de la Dumnezeu, aceste adevăruri, sunt dispus să sufer toate lucrurile acestea. De asemenea și noi suntem chemați la suferință. Din păcate, Evanghelia nu mai prea este prezentată în felul acesta. Dar suntem chemați să suferim împreună cu Mântuitorul nostru. Suntem chemați să ne luăm crucea în fiecare zi și să mergem după El. Așa că portretul acesta vă spune că veți avea o viață minunată. Da? Când mi se spune, când Hristos vă cheamă, luați-vă crucea și urmați-mă în fiecare zi. În fiecare zi te trezești, îți iei crucea de lângă pat, o pui în spate, ți-o bați în cuie și te duci după El. Nu prea sună ca și o chemare foarte eficientă, nu? Dar asta este chemarea Evangheliei. Să-ți răstignești firea în fiecare zi. Să suferi persecuția care El a suferit-o. Să suferi batjocurea care El a suferit-o. Și asta este adevărul. Chemarea lui Hristos este și o chemare a suferinței. Mai ales
celor dintre noi care am fost chemați să slujim din cuvânt, păstorilor, prezbiterilor, asta este chemarea. Eu nu înțeleg tinerii sau cei mai în vârstă care -s dornici să fie păstori. Nu înțeleg. Eu am fugit de lucrul acesta toată viața mea. Da? Ca Iona la Ninive am fugit până când Dumnezeu m-a obligat. Nu înțeleg. Motivul pentru care cred că oamenii sunt așa de dornici este că ei nu văd o chemare la suferință. Ei văd o chemare la influență, văd o chemare la putere, o chemare la popularitate, o chemare la importanță, dar nu o chemare la suferință. Pentru că dacă ai vedea-o ca și o chemare la suferință în primul rând, n-ai fi chiar așa de dornic după așa ceva. Și este logic să fie așa, pentru că reacția firească a oamenilor la cuvântul lui Dumnezeu este una adversă. Când ești mesagerul lui Dumnezeu, când vii cu cuvântul lui Dumnezeu, reacția firească a oamenilor este adversă. Nu este normal ca să vii să-i confrunți pe oameni cu păcatul lor, să vii să-i confrunți pe oameni cu dreptatea lui Dumnezeu, cu sfințenia lui Dumnezeu și oamenii să îmbrățișeze acest mesaj și acest mesager. Normal este să-l persecute. Normal este să-l urească. Deși reacția lor este irațională, este extrem de virulentă și de multe ori violentă. Mai puțin în zilele noastre și în societatea noastră nu se prea recurge la violență fizică, dar alte feluri de violență încă există. Martin Luther, contemplând slujirea sa, la un moment dat spunea că îndată ce cuvântul lui Dumnezeu devine cunoscut prin tine, odată ce tu devii mesagerul cuvântului lui Dumnezeu, diavolul te va lovi. Și în felul acesta, spune el, va face din tine un adevărat teolog. Pentru că va face prin atacurile sale să fii nevoit să cauți și să iubești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă înainte, ca să fii păstor, prezbiter, predicator, îți plăcea cuvântul lui Dumnezeu, după, când începe Satan să se ocupe de tine, îl iubești. Pentru că doar acolo îți mai găsești speranță. Doar acolo mai este izbăvire. Doar acolo mai poți să ai un repaus, că în rest este atac după atac după atac. Spune el în continuare, pentru că va face prin atacurile tale să iubești și să cauți cuvântul lui Dumnezeu. Chiar el, spune Luther, datorez oponenților mei, dușmanilor mei, multe mulțumiri, pentru că prin presiunile și atacurile lor m-au transformat într-un teolog relativ bun. Luther spune, dacă nu m-ați fost atacat, n-aș fi fost așa de nevoit ca să fiu ancorat de cuvântul lui Dumnezeu. Dar fiecare persecuție, fiecare atac, fiecare batjocoră, fiecare încercare m-a făcut să alerg înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Dar astăzi vedem din ce în ce mai puțin o disponibilitate de a suferi pentru Dumnezeu. Și din partea slujitorilor, care caută mai mult confort, beneficii, și din partea enoriașilor. Care dacă vii și spui, frate, este nevoie să facem sacrificii pentru lucrare. Este nevoie să facem sacrificii pentru răspândirea Evangheliei. Frate, nu, noi am abonat la așa ceva. Noi am crezut că venim aici, pontăm în fiecare duminică, tu îți faci treaba și ne lași în pace. Ce sacrificii? Nu, frate, te-am angajat pe tine. Și te plătim cu minim pe economie, nu pe mine. Îți plătim foarte bine, mulțumesc. Da? Ca tare, du-te, fă-ți treaba și tu trebuie să suferi toate lucrurile astea. Noi ne-am băgat om. Enoriașii nu mai sunt dispuși să sufere pentru gloria lui Dumnezeu, pentru misiunea care biserica a primit-o din partea lui Dumnezeu. Și motivul, cred că este faptul că ne-am astupat urechile față de cuvântul lui Dumnezeu, care într-un mod foarte clar ne cheamă să suferim. Asta a fost chemarea. La asta ai fost invitat. Ca tare, când vine suferința, când vine batjocurea în viața ta, de ce fugi de ea? De ce ești surprins? Creștinul adevărat nu este copleșit de suferință. Nu devine deznădăjduit. Pentru că înțelege că și suferința, și batjocura, și persecuția face parte din chemarea care a primit-o de la Dumnezeu. Dumnezeu ți-a prezentat o chemare, ți-a prezentat o promisiune, ți-a prezentat un plan al Lui. Și planul acesta este așa de măreț că deși include suferință, deși include batjocoră, deși include a trece pe la Golgota, ești dispus de bunăvoie. Pentru că ai înțeles planul, ai înțeles promisiunea și precum robul Domnului, care este Hristos, înțelegem că ascultarea de Domnul este cea mai bună variantă, chiar dacă drumul trece pe la cruce.
Ne uităm la ceea ce ne așteaptă în fața vieții noastre, la ceea ce Dumnezeu s-ar putea să fie planificat pentru noi, la suferințele și prigoana care poate ne stau în față și spunem, Doamne, înțelegem și merită. Dacă așa ai hotărât tu, merită. Este cea mai bună decizie. Și de bună voie și nesilit de nimeni vreau să merg pe drumul acesta. Chiar dacă va fi un drum al suferinței. În al treilea rând, robul este prezentat ca un rob credincios. Ca un rob care nu dă înapoi. Ca un rob care nu se rușinează orice s-ar întâmpla. Versetul 7 și 8 îl prezintă pe Hristos în acest fel. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene. Știind că nu voi fi dat de rușine. Cel ce mă îndreptățește este aproape. Cine va vorbi împotriva mea? Să ne înfățișăm împreună. Cine este potrivnicul meu? Să înainteze spre mine. De aceea, spune el, nu m-am rușinat. Ne prezintă credincioșia neclintită a robului. Oricât de mare a fost batjocura, oricât de grea a fost încercarea, oricât de rea a fost suferința. Reacția naturală când întâlnim condiții adverse este să ne rușinăm. Da? Ați întâmpinat vreodată să mărturisiți cuiva Evanghelia, să spuneți cuiva adevărul din Scriptură și să înceapă să te batjocorească? Prima reacție este, gata, nu mai vreau. Da? Și nici nu trebuie să facă mare lucru. Nici nu trebuie ca să-ți spună prostule, idiotul, numai să spună, lasă-mă. Te simți așa de mic și așa de prost și vrei să te duci să te îngropi undeva. Da? Asta este reacția naturală. Să nu mai vorbim dacă ar veni prigoană. Ce ai face dacă te-ar lua în cătușă și te-ar duce și te-ar arunca într-o pivniță undeva? Prima reacție ar fi, ok, ce trebuie să spun, ce trebuie să fac să ies din situația asta? Robul lui Dumnezeu nu face lucrul acesta. Nu dă înapoi. De ce? Dar Domnul Dumnezeu, spune el, m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat, știind că nu voi fi dat de rușine. Ce i-a dat robului această certitudine? Că nu va fi dat de rușine, ca atare nici el n-are motiv să se rușineze. Ce a dat lui această certitudine este cunoașterea cuvântului Domnului. Pentru că l-a ascultat pe Dumnezeu, el poate face față oricărei încercări. El știe care sunt planurile lui Dumnezeu. El știe care sunt promisiunile lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, el cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Și aceste două, cuvântul și caracterul, acordă lui Dumnezeu credibilitate. Credibilitatea unei promisiuni vine din aceste două aspecte. Din cuvântul, din promisiunea făcută și din caracterul, sau mai bine spus, din caracterul și puterea celui care face această promisiune. Să vă explic. Dacă tatăl meu Levi, dar nu tatăl meu ceresc, mi-ar face o anumită promisiune. De exemplu, dacă ar spune Mihai, eu îți promit un sejur, o vacanță cu familia, plătită de mine, unde vrei tu de ziua ta. Eu îl cred. Și de ce îl cred? Îl cred pentru că este tatăl meu care îl cunosc, mi-a făcut verbal această promisiune, cunosc caracterul său și cunosc că are potența să facă lucrul acesta. Știu cam cât câștigă pe an, îmi dau seama cam cât a economisit, știu ce resurse are și zic, măi, nu o să-i fie ușor, dar poate. Și dacă el a zis, o va face. E un om de cuvânt. Are caracterul și are puterea, potența necesară. Ca tare îl cred. Dar dacă tatăl meu, Levi Marian, ar veni și ar spune, Mihai, prin absurd, n-ar face așa ceva, țipă-te de pe blocul ăsta, că te învii eu din morți. Eu nu-l cred. Da? Cuvintele sunt tot ai lui, caracterul până în acel moment depune o mărturie, dar n-are puterea necesară. Mă înțelegeți? Ca tare nu crezi, tata, ai luat o raznă. Da? Nu știu ce ai băut, nu știu ce s-a întâmplat, ce medicamente ai luat, stai liniștit, eu nu mă țâmpi pe blocul ăsta, chiar dacă tu îmi promiți că o să mă învii. Dar dacă Dumnezeu mi-ar face promisiunea asta și mi-a făcut-o, nu să mă țâmpi pe bloc, dacă mă va învia, îl cred. De ce? Pentru că caracterul lui este credibil, dar are și puterea necesară să o fac. Ca tare, când robul lui Dumnezeu, Hristos, primește cuvântul lui Dumnezeu care spune, du-te și mori pentru poporul care vrem să-l răscumpărăm. Și ăsta este planul. Te vei duce, te vor batjocori, te vor răstigni, te vor omorâ și tu îți vei da drept jertfă viața ta în locul aleșilor mei și după 3 zile te voi învia din morți.
și te voi readuce în glorie cu mine. Și împreună cu tine mulți fii răscumpărați. Robul, fiul, n-are niciun motiv să nu creadă pe cuvânt, pentru că cunoaște caracterul, credibilitatea, puterea tatălui. Ca tare la orice obstacol. Când vine batjocura, el nu se rușinează. Când vine bătaia, el nu se rușinează. Când vine moartea, el nu se rușinează. El nu dă înapoi, oricât de mare ar fi costul, pentru că el cunoaște a cui este planul și a cui sunt promisiunile. De ce noi atunci, așa de ușor, ne rușinăm în fața batjocorii, suferinței sau încercării? Probabil pentru că nu cunoaștem, sau cel puțin am uitat, că Dumnezeu este Cel care ne ajută. Dacă nu am luat seama la promisiunile Lui și la puterea Lui, sau dacă am ascultat mai mult amenințările diavolului și a lumii decât promisiunile Lui Dumnezeu, ne vom rușina. Dacă vocea aia internă nu este cuvântul Lui Dumnezeu care a intrat prin urechile noastre, ci este altceva, dacă am internalizat alt mesaj, alte cuvinte, când vom ajunge în fața batjocorii, vocea internă va spune, dă-mi spate. Tu n-ai nevoie să suferi așa ceva. De ce te-ai expune la așa ceva? Când ajungi în fața prigoanei, va spune, renunță. Când ajungi în fața morții, vei spune, trebuie să-ți păstrezi viața. Dar dacă vocea care este în tine vine din ascultare față de Dumnezeu, când ajungi în fața morții, vei spune, Dumnezeul meu mi-a promis că oricum învie. Ca tare, decât să renunți la Dumnezeu, luați în viața. Și vei face asta fără să te rușinezi, fără să fie o problemă. Pentru că știi ce promisiuni ți s-au făcut și știi cine le-a făcut. Știi că El este credincios, știi că El are puterea ca să țină de aceste promisiuni. Nu vei avea vreun motiv ca să dai înapoi. Al doilea motiv pentru care noi ne rușinăm așa de ușor este că ori nu suntem, ori nu ne considerăm îndreptățiți de Dumnezeu. Robul spune, cel ce mă îndreptățește este aproape. Ca atare, spune el, cine poate sta împotriva mea? Pentru că Dumnezeu care mă îndreptățește este aproape. El este de partea mea. Conceptul acesta de îndreptățire are cel puțin două valențe. Pe de o parte, ne vorbește despre a justifica sau a declara nevinovat. Asta înseamnă a fi îndreptățit. Pe de altă parte, ne vorbește despre a face dreptate cuiva. Dacă cineva vine și te fură, da? Nu știu, sparge casa și îți fură ceva din casă, a fi îndreptățit la un moment dat înseamnă a ți se face dreptate. Omul acela să fie prins, să fie pus în pușcărie și ceea ce ți s-a luat să fie restituit. Asta înseamnă îndreptățirea. Acum știm că în cazul lui Hristos, El este nevinovat și nu are nevoie de justificare, de a fi declarat nevinovat, pentru că este just. Dar motivul pentru care Hristos a putut trece prin cele mai cumplite suferințe și cele mai groaznice înjosiri, fără să se rușineze, a fost că El a știut cine va face până la urmă dreptate. El n-a trebuit să-și ia El apărarea. El n-a trebuit să spună, hei, nu vă pot permite să faceți injustiția asta. Să mă răstigniți pe mine nevinovat. Trebuie să fac un apel, un recurs. Procesul ăsta a fost o farsă. Trebuie să facem dreptate. Nu, El a lăsat lucrurile să decurgă așa cum au decurs pentru că a știut cine va face dreptate. În ziua din urmă a știut că Dumnezeu Tatăl va judeca lumea după faptele ei. Și nu s-a simțit nevoit ca să-și facă El dreptate. Noi de asemenea putem sta vertical înaintea persecuției, putem sta în picioare înaintea suferinței, dacă suntem îndreptățiți extranos, în afara noastră. Dacă îndreptățirea noastră nu vine din noi, ci vine din partea lui Dumnezeu. Adică, în cazul nostru, dacă sursa justificării, dacă sursa nevinovăției noastre este Dumnezeu, atunci orice atac este inutil. Dacă Satan vine la mine sau la dumneavoastră și spune, așa cum vine de multe ori, Mihai, ești un păcătos, ești un mincinos, ești plin de răutate, uite cum ai reacționat aici, uite cum ai făcut acolo. Eu ce pot spune? Decât așa este. Sunt un păcătos, sunt un mincinos, sunt un trădător, sunt toate lucrurile acestea care mi le înșirui în fața mea. Dar
nevinovăția mea și neprihănirea mea este de la Dumnezeu. Tot ceea ce tu ai spus despre mine este adevărat. Dar eu nu vin cu neprihănirea mea să mă apăr, ci vin cu cel care mă îndreptățește. Dar în al doilea rând, nu doar neprihănirea ta, dar și așteptarea că se va face dreptate nu se bazează pe tine. Nu te uiți la nedreptatea care ți se face și spui neapărat, cu orice preț, trebuie să-mi fac dreptate, pentru că știi că cel care te-a declarat nevinovat va face dreptate. Că cel care te-a îndreptățit va face dreptate. Nu noi vom face dreptate, nu cade pe umerii noștri povara dreptății în această lume, ci cade pe umerii lui Dumnezeu. El este cel care va face dreptate. El este cel care va răzbuna pe aleșii lui. Ca tare eu pot confrunta batjocora întorcând obrazul. Eu pot confrunta persecuția oferând har. Eu pot confrunta nedreptatea cu iertarea care și eu am primit-o în dar. Știind că până la urmă Dumnezeu va face dreptate. Nu trebuie să mă preocup eu de dreptate, care în mâinile mele așa de repede se transformă din dreptate în răzbunare. Din dreptate în ură. Și o pot lăsa acolo unde trebuie ea în mâinile lui Dumnezeu. Și eu să întorc obrazul. Și eu să am milă. Și eu să vin cu har. Și eu să vin cu iertare. Pentru că eu, față de care dacă s-ar fi făcut dreptate, eram nimicit, am primit har. Și iertare. Și răbdare. Al patrulea rând, robul este arătat ca și un rob victorios. Versetul 9 ne spune, iată, Domnul Dumnezeu mă ajută. Ați observat, cred, că fiecare parte din portretul nostru începe cu această frază, cu această pomenire a lui Dumnezeu. Robul lui Dumnezeu este arătat prin portrete care îl relatează în relație cu Dumnezeu Tatăl. Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută. Cine mă va osândi? Într-adevăr, să prefac cu toții în zdrențe ca o haină și molia îi va mânca. Întrebarea aceasta, cine mă va osândi, pare un pic stranie când îl privim pe robul Domnului în mijlocul suferințelor. Dacă am fi primit această întrebare când robul era din nou în slavă la dreapta Domnului, da, la dreapta lui Dumnezeu, făcea sens. Dar robul i-a arătat în suferință, i-a arătat în sub persecuție, i-a arătat scuipat și batjocorit. Și totuși, el pune această întrebare. Nu este el sub osândă deja? Într-un fel este. Dar acea osândă care o experimentează, până la urmă de dragul nostru, da? Osânda reprezintă și un blestem, reprezintă o judecată care este pronunțată. El nu a fost blestemat sau judecat pentru faptele lui, ci pentru faptele noastre. Acea osândă nu este cuvântul final pentru el. Robul, chiar în mijlocul osândei, își declară victoria peste dușmanii săi. Într-adevăr, spune el, să prefac cu toți în zdrențe ca o haină. Și ne gândim cât de trecătoare și înșelătoare este puterea lumii acesteia. Dacă ai fi privit la scena răstignirii Domnului Iisus Hristos, la Mântuitorul cu crucea în spate și cu coroana de spini, biciuit, batjocorit, scuipat, n-ai fi zis că El este Cel care deține puterea, nu-i așa? Ai fi zis Imperiul Roman, soldații, fariseii, ei sunt cei puternici. Puterea lumii acestea este extrem de amăgitoare și înșelătoare. Și cuvântul lui Dumnezeu este statornic. Și robul lui Dumnezeu știe aceasta. Dacă Dumnezeu a zis că ăsta este planul, că ăsta este drumul, că pe aici se aduce victoria. El n-are niciun dubiu, el poate proclama victoria sa chiar când este pe cruce, chiar când este batjocorit, chiar când este în lanțuri. Pentru că robul Domnului are o perspectivă eternă și divină asupra situației prin care trece. Înțelege că victoria este certă pentru că Dumnezeu a declarat-o. De aceea, din mijlocul suferinței, el privește la dușmanii lui și își declară biruința. Spune, eu sunt victorios. Chiar dacă acum pare că voi dețineți puterea, eu sunt în control. Și voi veți deveni ca și niște zdrențe care vor fi anihilate. Între ghilimele, să nu înțelegeți anihilat în perspectiva adventistă, da? Sufletele nu sunt anihilate. Iadul este un loc
de chin veșnic și conștient. Oare noi putem fi victorioși? Oare putem trăi victorioși? Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 8, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Spunem, asta e secretul. Dacă este alesul lui Dumnezeu, nu mai ai osândă. Nu mai ai necazuri. Prosperitate, frate. Ați auzit că și Benny Hinn s-a pocăit de Evanghelia Prosperității și după aia la două zile i-a trecut. Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și acum descrie viața celor care nu mai pot fi osândiți, da? Priviți, necazul, sau strâmtoarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Asta este chemarea lui Hristos. Vrei să fii oaia mea? Pregătește-te de măcel. Hai după mine. Pregătește-te de măcel. Totuși, spune Pavel, în toate aceste lucruri prin care vom trece, unii într-o măsură, alții în alta, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum poate Pavel să spună că prin necaz, prin strântoare, prin prigoană, prin foamete, prin lipsă, prin primejde, prin sabre, prin moarte, cum poate el să spună că noi suntem în toate acestea victorioși, mai mult decât biruitori? Priviți! Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Asta e cheia. Acesta este secretul pentru a trăi o viață victorioasă în mijlocul suferinței. Trăiești prin acela care ne-a iubit. Nu ești victorios prin puterile tale, nu ești victorios că tu prin dibăcia ta scapi de persecuție, ci prin acela care ne-a iubit, adică prin Hristos. Când trăiești prin Hristos, neprihănirea lui Hristos devine neprihănirea ta. Versul 33 spune Pavel, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Și răspunsul este nimeni. De ce? Pentru că Dumnezeu, spune Pavel, este cel care îi socotește neprihăniți. Eu sunt îndreptățit de Dumnezeu. Ca atare, Satan, vrei să te cerți cu mine? Haide! Vrei să mă acuz? Acuză-mă! Vrei să mă faci păcătos? Sunt! Dar nu vin cu dreptatea mea. Vin și spun că cel care m-a declarat neprihănit este Dumnezeu. Și victoria lui Hristos devine victoria ta. Versetul 34. Cine va osândi? Și răspunsul din nou este nimeni. Osândi aici se referă la ideea de blestem, de judecată finală. De ce nimeni nu-i va osândi? Simplu, spune Pavel. Hristos a murit pentru ei. Ba mai mult, spune, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Victoria lui devine victoria mea. Dar oare pot fi sigur că aceste promisiuni se vor împlini? Pavel întreabă, versetul 31, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Ce vei zice tu în fața acestor adevăruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Este așa de trist că sunt oameni care răspund la această întrebare cu alt răspuns decât nimeni nu poate sta împotriva noastră dacă Dumnezeu este cu noi. Sunt oameni care spun, nu, totuși Satan ar putea să ne dărâme, totuși Satan ar putea să deruteze planul lui Dumnezeu. Cel puțin eu aș putea. El
care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Dovada, garanția este Domnul Iisus Hristos, care și-a dat viața ca și preț de răscumpărare pentru cei ce se încred în El. Iar dacă Dumnezeu a dat, spune Pavel, pe singurul Său Fiu, ca să răscumpere, să dea mântuire, să cumpere cu prețul sângelui Său o mântuire desăvârșită, crezi că nu o va duce până la capăt? Crezi că El va risipi sacrificiul Fiului Său? Crezi că tu poți răsturna planul lui Dumnezeu și jertfa care Hristos a dat-o pentru împlinirea acestui plan? Ca atare, având eu ca și credincios și dumneavoastră dacă sunteți cu adevărat credincioși, având victoria robului lui Dumnezeu care este Hristos, în care trăiesc, și având garanția mântuirii mele în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, trăiesc victorios, mai mult decât biruitor în mijlocul suferinței. La fel cum robul Hristos, în mijlocul suferinței lui, privește la dușmanii lui și spune: eu sunt victorios. Eu am câștigat, pentru că am promisiunea Tatălui. La fel și eu privesc la lumea aceasta. Și chiar dacă sunt doborât, și chiar dacă sunt lovit, și chiar dacă sunt atacat, și chiar dacă sunt în suferință, și chiar dacă pare să nu mai fi nicio nădejde, privesc și spun: sunt mai mult decât biruitor. Pentru că știu cine m-a îndreptățit și știu cine m-a promis că mă va duce în slavă. Isaia încheie această porțiune printr-o chemare, o provocare din partea lui Dumnezeu. Și provocarea este dacă vom asculta de robul lui Dumnezeu sau dacă veți asculta de voi înșivă. Într-un fel, întrebarea este dacă avem urechi să-L auzim pe Hristos. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului Său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să bizuie pe Dumnezeul Lui. Iar voi toți care aprindeți focul și puneți tăciun pe El, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri ca să zaceți în dureri. Isaia lansează această provocare, în concluzie, printr-un contrast. Și contrastul este între aceste două categorii. Cei care se tem de Domnul și ascultă de glasul robului Său. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său și a zis: acesta este Fiul Meu, în El îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Și de aceea tot ceea ce El ne-a poruncit, noi suntem datori să facem. Pe cealaltă parte, a doua categorie, cei care și-au astupat urechile și ascultă doar de glasul lor. Doar de ceea ce ei vor, ce le convine lor. Interesant este că în această comparație, în acest contrast, cei ce se tem de Domnul sunt prezentați ca și fiind în întuneric. Ați observat lucrul acesta? Versetul 1. Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul robului Său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului? Iar cei ce nu se încred în Dumnezeu, ni se spune că și-au aprins focul și sunt în lumină. Cei mai mulți oameni spune: frate, eu vreau să fiu rea cu focul aprins. Eu vreau să fiu un rug aprins. Eu vreau să fiu termostat, nu termometru, nu? Una faimoasă. Isaia spune exact invers. Credinciosul este în întuneric, necredinciosul arde cu foc. Cum se poate așa ceva? Ce vrea să ne spune Isaia prin contrastul acesta care ne-l prezintă? Și întrebarea la care trebuie să răspundem, să înțelegem provocarea lui, este: ce exact este întunericul acesta despre care vorbește Isaia? Și e simplu de înțeles. Nu este vorba de întunericul necredinței, ci de întunericul suferinței. Despre asta ni s-a vorbit până acest moment. Despre suferință, despre batjocoră, despre încercare. Isaia spune că atunci când te afli în întunericul, în bezna suferinței din lumea aceasta, nu umbla după vedere, umblă după credință. Pentru că dacă te-ai uita în jurul tău, când vin toate problemele, toate prigoanele, și te-ai uita cu ochii tăi în jurul tău, ai spune: nu mai este nicio speranță.
Gata, s-a terminat. Dar dacă nu umbli prin vedere, când treci prin întunericul suferinței, când treci prin întunericul batjocorii, când treci prin întunericul prigoanei și umbli prin credință, poți spune, nu, și dacă aș muri, eu sunt victorios. Isaia ne spune că atunci când te afli în întuneric, ascultă de glasul Domnului. Și putem face lucrul acesta pentru că lumina lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru, care prin ochii credinței ne luminează cărarea în bezna lumii acestea. Și oricât de întuneric ar fi în jurul nostru, noi prin credință mergem după glasul Domnului. În contrast, Isaia prezintă pe cei necredincioși ca unii care au aprins propriul lor foc. Ei n-au nevoie de călăuzire. Ei n-au nevoie de lumină divină. Ei n-au nevoie să asculte de glasul stăpânului. Ei își găsesc ei o sursă de lumină. Ei vin cu ideile lor, cu filosofiile lor. Și din afară, dacă ai privi situația, ai spune, la ăștia le merge bine. Nu știu ce cred ăștia, dar ăștia cred bine. Uite ce bine le merge! Uite câtă prosperitate! Ăștia nu au suferințe. Și dacă au suferință, le vindec. Și te uiți la ăștia, la alți, amărâți. Ăștia sunt beznă, în întuneric. Suferință, probleme. Și mai duci la, și la biserică și fratele spune, trebuie să suferi. Și spui, ce lumină e asta? Lucrurile stau altfel. Unul are lumina divină în el, ca tare umblă prin beznă în credință, și altul are întuneric în el, dar își face el propria lumină. Prin idei, prin filosofii, prin puterile lui. Ei nu umblă prin credință în Domnul. Ei caută să facă lumină prin propriile lor resurse, prin idei și filosofii și credințe umane. Și sfârșitul lor va fi în întunericul etern. Provocarea lui Isaia în această dimineață este aceasta. Tu din care grup faci parte? Ai urechi să asculți de robul lui Dumnezeu care este Hristos? Vei lua seamă la vestea Evangheliei, care este că nu există îndreptățire decât în baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos? Sau vei astupa urechile și vei găsi tu găteje și lemne să-ți faci propriul tău foc? Vei găsi tu soluții pentru lumea aceasta. În funcție de răspunsul tău în această dimineață, te îndrepți ori spre lumina veșnică, ori spre întunericul veșnic. Te îndrepți ori spre slavă, ori spre osândă. Ori spre mântuire, ori spre judecată. Dorința mea și rugăciunea mea pentru fiecare dintre voi în această dimineață este să auziți glasul lui Dumnezeu și să urmați pe El. Amin. Amin.